Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bun găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și astăzi am să vă prezint o emisiune panoramic atipică, pentru că sunt singură în studio. Din păcate, interlocutorii mei nu au dorit să participe la emisiune. Unul pentru că este ocupat și a trebuit să mergem la fața locului să-i luăm punctul de vedere, celălalt care făcea cele mai multe acuzații că nu dorește decât o emisiune în direct, părțile nu sunt de acord, unul nu vrea să vină înregistrat, celălalt nu vrea să vină în direct, așa că am luat punctele de vedere separat. Și vi le prezentăm aici pentru că am promis de-a lungul timpului, chiar de două ori am spus pe post până acum că vom prezenta situația de la Țiclen, care este din ce în ce mai incendiară, ca să zic așa. Este vorba de primăria și Consiliul Local Țiclen, un consilier local care acuză primăria și angajații primăriei și pe primarul orașului Țicleni de multe lucruri. Este vorba despre domnul consilier local Constantin Alexie Brănescu și cele mai multe acuzații sunt la adresa primarului Constantin Radu și a personalului de la primărie și a consilierilor locali, pentru că e vorba de două partide care se bat cap în cap, ca de obicei, pentru că iată vin alegerile și se ascund săbiile. Pentru că ați văzut în presă multe, multe acuzații făcute de domnul Brănescu și de domnul primar, care a apărut separat la unele televiziuni, unul apare la unele, altul apare la altele, la noi vor apărea amândoi, fiecare așa cum a considerat de cuvință să o facă. Și așa cum este corect și trebuie să facă o presă independentă, să ia ambele puncte de vedere. Am să vă prezint întrebările pe care le-am adresat celor două personaje, ca să zic așa, celor doi împricinați. Și prima întrebare este ce are de declarat domnul Brănescu sau domnul primar, în funcție de cui am adresat întrebarea, în legătură cu acuzația că s-au mărit foarte mult salariile la primăria Țiclen, după cum spune domnul Brănescu. Am să vă prezint acum punctul de vedere al domnului Brănescu, pe care mi l-a trimis scris după ce a promis că vine să facem o înregistrare, s-a răzgândit între timp. Nu e nicio supărare, important e că ne-a dat totuși un punct de vedere, chiar dacă vor fi porțiuni pe care nu se suprapun informațiile și declarațiile ca și acuzație, am încercat pe cât posibil să punem cap la cap cele două puncte de vedere ca să pice pe subiect și pe răspuns la întrebările pe care le-am adresat. Ce spune domnul Brănescu? Referitor la salariile angajaților primăriei, ca o simplă comparație, un angajat necalificat din primăria Țicleni primește un salariu de încadrare de 3.245 de lei, în timp ce un muncitor necalificat, angajat al primăriei Târgu Jiu, primește un salariu de încadrare de 2.540 lei. Șoferul de la primăria Țiclen primește un salariu de 3.744, pe când cel de la Târgu Jiu primește doar 3.340 și asta ținând cont că au același grad și aceeași gradație. Asta cred că spune totul despre salariile angajaților primăriei Țicleni și nu cred că mai trebuie dezbătut acest aspect. Mai mult, în cursul anului 2018, primarul Radu a făcut afirmația în presă că dacă nu primește finanțare de la Consiliul Județean Gorj, închide prăvălia neavând bani de salarii. Indirect și dumnealui i-a răspuns întrebării dumneavoastră, nu? În data de 21.01.2019, în cadrul ședinței de Consiliul Local, am solicitat să fie amânat proiectul de hotărâre privind actualizarea coeficienților salariilor aparatului de specialitate din cadrul UAT Țicleni pentru o ierarhizare corectă a funcțiilor după muncă și răsplată. Această propunere a mea a fost respinsă de cei 10 consilieri PSD pentru menținerea acestor salarii uriașe provenite din bugetul local. Impozitele au fost indexate cu 4,6% în data de 30.05.2019 de către cei 10 consilieri locali PSD, conform cod fiscal actualizat la articolul 465, calculul impozitelor taxei pe teren în orașul Țiclen pentru anul 2020 este calculat cu un coeficient mai mare,
ca la un municipiu. De exemplu, zona A la Țiclen se calculează cu coeficientul de 6.890,10 lei pe hectar. Acest tarif este chiar peste coeficientul minim de 6.042 lei pe hectar la un municipiu conform codului fiscal. Zona B la Țiclen se calculează cu coeficientul de 4.664,07 lei pe hectar. Acest tarif este chiar peste coeficientul minim de 4.215 lei pe hectar la un municipiu conform codului fiscal. Peste 1 milion de euro sunt salariile angajaților UAT Țicleni aferent anului 2019. Iată răspunsul la prima întrebare și acum să vedem răspunsul domnului primar legat de aceste acuzații, cum că salariile s-au mărit nepermis de mult la Țicleni. Și dumneavoastră, domnule primar, domnul Constantin Radu, primarul orașului Țicleni, este alături de mine. Aveți ieșiri în presă, dar noi ne-am hotărât să punem întrebarea și răspunsul. Așa că am venit la dumneavoastră pentru o parte din răspunsul și pentru întrebări. Da, bun găsit, vă spun și eu și bună ziua. Vreau să vă prezint cele 7 puncte pe care le-am vrut să le luăm în discuție în această emisiune, cele mai importante din câte sunt. Și anume, susținerea domnului Brănescu că salariile au fost mărite anormal de mult, da? Că subsolurile dumnealui a propus să fie reabilitate într-un parteneriat cu asociațiile și că a fost respinsă această propunere de hotărâre nejustificat. Că s-au făcut asfaltări în câmp, da? Că există o fraudă constatată de Curtea de Conturi la capitolul investiții, că v-ați făcut parcare cu bani publici pentru nunta băiatului și că orașul ar trebui să devină comună, motiv pentru care dumnealui deja strânge semnături de la cetățeni. O să vreau punctul dumneavoastră de vedere legat de aceste subiecte, le luăm pe rând. Iar dumneavoastră aveți acuzația că domnul Brănescu sufocă activitatea primăriei cu cererile pe 544 pentru informații de interes public pe care instituția este obligată să le ofere în momentul în care le solicită ori un cetățean, ori mai ales, da, nu neapărat, consilier local, cetățean, oricine are dreptul să primească informații. Spuneți-ne astea că sunt foarte multe, ba mai mult ați cerut la CEO un punct de vedere, pentru că domnul Brănescu lucrează la Complexul Energetic Oltenia și ați întrebat dacă sunt cumva făcute în timpul programului de lucru. Bun, haideți să le luăm pe rând. Legat de mărirea salariilor, spune domnul Brănescu, nepermis de mult sau mai mult decât se putea, mai mult decât, nu neapărat ilegal, ci spune dumnealui că ați mers pe maxim, cu toate că putea să le măriți mai puțin. Nu e adevărat, sunt niște aberații. Salariile s-au mărit în funcție de lege și să nu depășească salariul vicelui. Iar ce spune el acolo, cât ia un funcționar public, spune brutul. Dar nu spune că 45% e numai impozitul pe salarii. Vă dați seama. Și celelalte dări, probabil. Și celelalte, CASE-ul, sănătatea, șomajul. Adică toată reținerea din suma, din brutul ăsta. Vreau să spun că numai 45% e impozit pe salariu, care se oprește strict. Și domnul Brănescu, ca să mă demigreze impozit pe mine. Impozit sau toate dările? Impozit pe salariu 45%. Impozitul nu e și 16%? Nu. În funcție cum crește salariul. 45%, da, cu toate dările, da. Cu toate dările, cu sănătate, cu... Da, da, da. Exact. Exact, cu toate dările, da. Cu sănătatea, angajator, că s-a trecut la... Corect. Dacă un angajat are 55 de milioane, minus 45, vă dați seama cât ia. Ia în jur de 30... Da, revin din nou banii la stat. Așa că domnul Brănescu să nu mai spună bruturile, să spună neturile cât iau în mână. Ca să știe populația despre ce este vorba. Da, puteați să măriți mai puțin? Adică exista o marjă stabilită de lege între și între și dumneavoastră ați mărit la maxim? Nu s-a mărit la maxim. Dacă se mărea la maxim, trebuia să depășească salariul vicelui.
Noi în fiecare an, în luna ianuarie, ne vin măriri de salariu, când a venit și în 2019, acum. Eu nu l-am mai mărit salariul. Obligatoriu a fost etichetele de hrană, care n-am avut ce face. Am băgat prin ședința de Consiliu și chiar vreau să anunț pe această cale că și domnul Brănescu a votat în ședința de Consiliu salariile funcționarilor publici. Eu nu știu acum de ce iese, că o să dau hotărârea de Consiliu unde a fost și el și a votat această hotărâre pentru salarizare. Acum i s-a năzărit că vrea primar. Primar, dacă populația... E dreptul dânsului să... Bineînțeles, poate să candideze oricine la funcția de primar, dar trebuie să mai fim și aleși de populație. Păi, acum vedeți noastră, democratic se procedează ca fiecare să susțină că el poate să conducă mai bine. Da. Domnul Brănescu probabil asta face, vrea să scoată la iveală, spune dumnealui, neregulile pe care le fac cei care conduc acum. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră, dar populația din Țiclem nu are nevoie de un reclamagiu primar aici. Un om care face ceva pentru localitate, care este cu omul, care vorbește frumos cu oamenii și să fie la dispoziția cetățeanului de fiecare dată. Domnul primar, dacă reclamă, dar este adevărat ce reclamă? Dacă reclamă, n-am nimic cu el, poate să reclame la toate structurile de stat, să ia măsuri, dacă mi se face un penal și care și așa sunt atâtea dosare care sunt anchetat, dar în toate, normal că dacă nu ești de vină, n-are cum să te incrimineze. Nimeni. E o lege în țara asta și eu am mare încredere. Există în vreo hotărâre judecătorească împotriva dumneavoastră? Hotărâre judecătorească nu s-a ajuns acolo pentru că am fost anchetat și nu s-a găsit nimic absolut de pentru fiecare ce dată. Sau toate, fost toate lucrările posibile care le-am făcut în Țiclenul ăsta, am fost reclamat și făcut dosar penal. Continuăm, dragii mei, cu întrebarea numărul 2 pe care am adresat-o domnului consilier Brănescu și domnului primar Radu de la Țicleni. A doua întrebare este de ce a respins propunerea, deci întrebam pe domnul Brănescu în mail-ul pe care îl am trimis pentru a se pregăti pentru această declarație pe care urma să o facă la studio, de ce a respins propunerea dumneavoastră de a se face un parteneriat între autoritatea locală și asociațiile de proprietari pentru reabilitarea subsolurilor de bloc. Pentru că, de asemenea, este o acuzație în spațiu public a domnului Brănescu legată de această situație. Răspunsul domnului Brănescu cu privire la propunerea mea de a face un parteneriat între Primăria Țiclen și asociațiile de proprietari pentru a curăța subsolurile blocurilor din zona centrală a orașului, aceasta a fost respinsă de consilier și de conducerea primăriei, motivând că aceasta cade în sarcina asociațiilor de locatari, ba mai mult, unul dintre consilierii de bază, în ghilimele, a propus sancționarea contravențională a locatarilor pentru a remedia situația explozivă de la subsolul blocurilor. Acolo existând un adevărat focar de infecție, întrucât de la o parte din locatari am aflat că dejecțiile din subsoluri nu se mai scurg în rețeaua de canalizare, deoarece preluarea acestora nu este posibilă datorită modului defectuos prin care s-a făcut legătura dintre vechea și noua canalizare pentru conformare și pentru remedierea situației printr-o scrisoare deschisă m-am adresat conducerea Pareggio, de unde aștept răspuns. Cred că solicitarea cu parteneriatul e de bun simț și în ajutorul locatarilor, fiindu-mi respins probabil datorită faptului că reprezint un alt partid decât cel agreat de primar. Trebuie precizat că domnul Brănescu este consilier PNL, iar domnul primar este din partea Partidului Social Democrat. Să vedem răspunsul domnului primar la cea de-a doua întrebare. Avem proprietari, avem și asociații, dar nu e lege ca pe un domeniu privat să putem să facem o hotărâre de Consiliu să scoatem banii publici, să realizăm aceste subsoluri. Dar
Chiar a și preluat domnul Brănescu ideea mea care am spus-o într-un consiliu local. Sunt în tratative cu Apa Regio, Târgu Jiu, unde și localitatea noastră aparține. Se formează, am propus în ședința ADIA Gorj, unde sunt și eu membru acolo, să formăm o echipă la nivel de Apa Regio pentru aceste subsoluri de blocuri. Domnul Brănescu a și preluat ideea, a făcut o adresă la Apa Regio și așteaptă și răspuns să-i se dea dacă să se realizeze chiar în campania aceasta de europarlamentare. A promis la populația de la blocuri că rezolvă el canalizarea. Nu e adevărat, asta e preluată de mine, o să am o ședință cu cetățenii, cu conducerea Apa Regio, o să-i contactez și pe unii și pe alții în sala de ședință aici, să purtăm o discuție, să vedem cum putem realiza aceste subsoluri. Dar cum vedeți problema rezolvată? Adică în ce sens? Să preia Apa Regio subsolurile? Credeți că va fi de acord? Nu, aceste subsoluri s-au înfundat și s-a înfundat canalizarea. S-au spart conductele și s-a scurs absolut toate rezidurile de la apartamente în aceste subsoluri. E o muncă titanică, sunt niște cămeluțe foarte mici. Deja am adus pe cineva de la Târgu Jiu ca să ne facă un deviz cam cât ar costa aceste subsoluri. Să le rezolvăm, să tragem apa, să facem curățenie și să reparăm aceste conducte. Bun, dar puteți face asta, spuneați că nu puteți să o faceți cu bani publici. Nu cu bani publici, am stat de vorbă cu populația de la blocuri. Devizul ăsta se împărțea pe fiecare apartament în parte. Corect. Probabil că Apa Regio le-ar lua mai puțin bani private. Exact, și în timp. Și acum a treia întrebare trimisă domnului Brănescu. Dacă este adevărat că a făcut asfalt în câmp, deci este o acuzație pe care domnul Brănescu a făcut-o împotriva primarului de la Țicleni, vorbim de consilierul local Constantin Brănescu și primarul orașului Țicleni, da? Deci iată ce spune domnul Brănescu. În legătură cu asfaltarea străzii de pe câmp, vă aduc la cunoștință că strada în cauză nu va putea avea continuitate până la DJ 675A, deoarece o porțiune de aproximativ 1,5 km, respectiva stradă, este în folosința Petrom, fiind drum industrial, că această porțiune de stradă a fost construită ilegal, fără a îndeplini cerințele legale și că respectiva stradă nu este prioritară, având în vedere că în orașul Țicleni sunt străzi unde efectiv rupt mașina. Cu privire la legalitatea construirii străzii, consider că această stradă a fost asfaltată ilegal, deoarece o parte din ea a fost construită fără aprobarea consilierilor locali, în proiectul inițial consilierii locali aprobând altă lungime la strada respectivă și o anumită valoare, lungime și valoarea depășită. Nu poți asfalta strada respectivă înaintea votului consilierilor locali. Iar după câteva luni după ce a fost asfaltată, primarul Radu Constantin să inițieze proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public oraș Țicleni. Pentru o mai bună înțelegere, vă supun atenției hotărârea de Consiliul Local numărul 5 din 17.1.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru investiția asfaltare, în paranteză modernizare, străzi laterale oraș Țicleni, județul Gorj, prin care Consiliul Local hotărăște 1. Indicatorii economici inclusiv TVA 5.198.219,34 de lei. Oricum, astea sunt date care nu spun foarte mult cetățenilor, să zicem. În continuare, indicatorii tehnici numărul străzi de asfaltat 39, lungime totală străzi 8.639,107 metri, compusă din poziția 8.93 metri alea Livezilor, poziția 15.131,88 metri alea Braniștei, poziția 17.896,54 metri strada Vârful Viei.
Ulterior finalizării lucrărilor, în data de 28.11.2018, consilierii locali votează proiectul de hotărâre privind modificare și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public Oraș Țicleni, proiect inițiat de Radu Constantin, primar Oraș Țicleni. Prin referatul de aprobare numărul puncte-puncte se propune modificarea hotărârii privind însușirea puncte-puncte, nu mai dau toate cifrele, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Țicleni, județul Gorj, în sensul că se modifică lungimea unor străzi, și anume strada Livezilor de la 610 metri liniari la 830 metri liniari, strada Braniștei de la 160 metri liniari la 265 metri liniari, strada Vârful Viei de la 780 metri liniari la 1595 metri liniari. Asfaltări în câmp, spune domnul Vrănescu. Ce asfaltări în câmp ați făcut inutile, înțeleg, de la dumnealui? Da. În primul rând aș vrea să vă spun că dacă aș avea o putere, nu aș asfalta numai străzile, aleile și drumurile care comunică cu drumurile principale. Aș asfalta și cotecile pentru oameni. Să meargă în condiții, să nu meargă în cizme și în noroaie. Și... Domnul Brănescu ar vrea să nu fac nimic aici în localitatea asta. Probabil numai așa consider el că aș lua primar sau cumva să am un penal și să vină el la putere. Eu îi transmit pe această cale că nici așa nu va lua. Va lua cineva care vine din urmă, dar, cum am mai repetat odată, nu știu dacă populația are nevoie de acești reclamații. Să vedem. Da. Veți vedea la vot. Bineînțeles. Bun. Deci, este asfaltare în câmp și inutilă? Asta, din discuția cu dumnealui, am înțeles că ar fi alte priorități. Că ăsta e un lucru care nu era necesar. Nu este adevărat, e un lucru foarte necesar. Această stradă, acest drum public, s-a asfaltat la cerința populației. Este o cerere de la mai mulți locuitori care ne-au făcut aici, la primăria Țicleni, ca să, dacă se poate, să asfaltăm, că este un fel de centură, ca să nu mai intre și cu un gunoi, cu lemne, și de ce nu, au o scurtătură care ies mai repede în drumul principal care merge la Târgu Jiu. E o necesitate, nu este printre son de cundigeri, e drumul orașului Țicleni. Și oricum de aceea... sondele sunt în jurul Țiclenului, de jur împrejur. Și dacă aș putea, aș face și printre sonde. De ce să ne vină cu noroi în stradă, când ar putea mașinile care merg la sonde să vină curate și să nu avem probleme cu ele? Dar nu pot. Încă o dată repet, dacă aș putea, aș asfalta și printre sonde. Să trecem la cea de-a patra întrebare pe care am adresat-o domnului Brănescu. Ce are de declarat legat de verificările făcute de Curtea de Conturi și acuzația de fraudă la construcția de podețe. Este o acuzație pe care dânsul mi-a spus-o atunci când l-am anunțat că fac acest subiect și că voi cere punct de vedere atât dumneavoastră cât și domnului primar. Nu cunoșteam această informație, nu a apărut în spațiu public. Dumnealui mi-a spus, printre alte acuzații pe care avea să le aducă domnului primar, că există o fraudă la construcția de podețe în orașul Țicleni. Are și punctul de vedere legat de acest subiect domnul Brănescu. În legătură cu verificările Curții de Conturi la primăria Țicleni, există semnale, multe dintre ele materializate în răspunsul către petenți, că au fost create prejudicii. Cu privire la suspiciunea privind legalitatea construcției de poduri și podețe, suspiciunea este alimentată chiar de reprezentanții primăriei Țicleni. La una din solicitările mele de a-mi comunica dacă a fost făcută recepția la poduri și podețe și cine a efectuat recepția, răspunsul fiind că informațiile solicitate nu fac obiectul legii 544 din 2001. Prin răspunsul primit de la Camera de Conturi Gorj cu privire la realizarea obiectivului de investiții executare podețe pe strada Petroliștilor, au fost constatate abateri de la legalitate, generatoare de prejudiciu,
care au fost prezentate în procesul verbal de constatare înregistrat sub numărul 7946 din 3 mai 2019 la UAT Țicleni. Iată și răspunsul domnului primar Constantin Radu al orașului Țicleni legat de acest subiect cu frauda de la podețe. Aici chiar vreau să le mulțumesc pe această cale Curții de Conturi că îmi vin niște bani din nou la buget. Vreau să spun de la început că nu sunt implicat în aceste situații. Cum dovediți asta? Dovedesc precum curtea, prin faptul că Curtea de Conturi nu mi-a luat nici măcar o declarație ce s-a întâmplat cu aceste, cu acești bani care nu au apare fost... Nu numele dumneavoastră în dosarul Curții de Conturi? Nu apare absolut nimic. De ce? Pentru că nu sunt vinovat. Aceste societăți care au lucrat în orașul Țicleni la dalări, șanțuri, podețe și ziduri de sprijin, primarul nu poate să-i urmărească cât beton bagă ei la un pod sau la un șanț. Eu am angajat diriginte de șantier pe care trebuie să urmărească toate lucrările. Situația de lucrări când nu vine nesemnată de dirigintele de șantier. El este cel care răspunde de calitatea lucrărilor, de cantitățile folosite? Bineînțeles. Și în urma semnăturii lui, dumneavoastră aprobați plățile, nu? Bineînțeles. La terminarea lucrării. El este treaz la răspundere? Și constructorul și dirigintele de șantier. La terminarea lucrărilor am recepție la toate lucrările. Dar comisia de recepție numără podețele și metrajul de șanțuri. Adică nu poate... ce se vede? Bineînțeles. Nu a fost incriminată nici comisia de recepție. Acum, eu vreau să fiu foarte clar. Banii ăștia care i-am casat în plus, puteam printr-o dispoziție de șantier, în colaborare cu proiectantul, să mai facem un numeric de podețe sau un metraj de șanțuri, dacă totuși rămâneau bani. Constructorii, dacă s-au gândit, cum s-au și exprimat, că vrea să cadă pe ofertă, nu e corect. Că pe ofertă, ca să fi picat, trebuia să facă în dreptul podețelor să intre tot betonul care l-am casat în plus, să facă mai larg, să vină chiar până în marginea drumului, să poată băga tot betonul din ofertă. Ei, dacă s-au micșorat, nu e nimic împotrivă, dar putea să rămână banii... Să scoată betonul care l-au băgat. Bineînțeles. Vă dau exemplu acum. Dar bănuiesc că există un proiect, adică... Sunt proiecte... Podețele sunt clar stabilite, ce mărime au, ce dimensiuni și cât beton intră în ele. Bineînțeles. Doar că comisia noastră bănuiesc că nu se pricepe la cubaj, nu? Normal. Dirigintele de șantier trebuie să fie acolo când se toarnă beton. Băi, la podul ăsta ai tunat atât încasezi. Nu încasezi mai mult decât nu bagi. Dar în momentul în care s-a schimbat soluția tehnică, s-a făcut o documentație, s-a stabilit că intră mai puțin beton sau nu s-a făcut? Tocmai de asta nu s-a schimbat nicio soluție. Nu s-a schimbat. La momentul potrivit când s-a apucat de aceste podețe și șanțuri, puteați printr-o dispoziție de șantier că nu intră atât beton și nu era nicio problemă. Ei au încasat după ofertă, păi nu e corect. Acum eu, de exemplu, o societate... S-a respectat proiectul? Da. Inițial. Proiectul e respectat. Dar n-au băgat cantitatea de beton cât e în proiect. Adică, pe principiu, ce e în pământ nu se vede. Exact. Principiul pe care îl folosesc firmele, multe firme private. Mulțumesc Curții de Conturi că îmi vin niște bani la buget și sunt câțiva. Și oricum, era... Cam cât e? Păi la primul lot de podețe, dalări și ziduri de sprijin e o valoare de 190.766. La... De 190.000 de lei, adică... Da, 1.900.000. 1.900.000. Exact, vorbim încă mai ușor. Să facem la, la lotul 2, 225.256. 2.250.000, da. 1 miliard și cât? Și cu 1.970.000, deci aproape 2 miliarde. 3-4 miliarde în total. Am și totalul, cam, o să vi-l spun cam acum. Cam mult, așa. Cam mult. Să tragi la cântare, mai la cubaj. Mai făceam încă 50 de podețe cu acest. 50 de podețe. Da. Și poate și terminam cu podețele în orașul Țicleni. A, deci mai aveați podețe de făcut dacă era să fie. Dar nu s-a terminat lista aici. Că există... La lotul 3,
avem o valoare de 80.920, adică 800 de milioane 920, 300 de milioane. Da. Așa. Iar reabilitare primărie, am avut 11.210, 120 de milioane, care s-au și recuperat. Doar așa. Da, constructorul în timpul anchetei a venit și a pus banii și s-a recuperat această sumă. Totalul e de 5 miliarde 800 de milioane. E o sumă foarte importantă. Câte firme? Două firme. Da. Nu pot să dau numere, o firmă e din Târgu Jiu, una din Filiaș. O firmă a semnat nota de constatare că va pune banii. Da. Da. Iar o firmă, cum v-am spus, a lansat problema că s-a închis pe ofertă și noi chiar în timpul controlului am făcut la instanța de judecată pentru recuperarea sumei. În baza raportului de la Curtea de Conturi, nu se pune problema să nu câștigăm acești bani. S-au mâncat procesul. Banii, vedeți. Procesul și după aceea banii. Continuăm cu a cincea întrebare. Ce are domnul primar de declarat legat de faptul că a făcut parcare din banii publici pentru nunta fiului său, așa cum declară domnul Brănescu public? Să vedem punctul de vedere al domnului Brănescu legat de acest subiect. Despre parcarea construită lângă centrul de festivități, precizez că în data de 29.10.2018 am solicitat pe adresa de e-mail primaria_ciclenea@yahoo.com, conform legii 544/2001, să-mi fie pusă la dispoziție hotărârea de Consiliul Local Țiclen cu privire la amenajarea parcare, centru de festivități Țiclen, cât și documentația ce a stat la baza realizării acestei lucrări. Prin adresa numărul 14181 din 9-11-2018, transmisă de Primăria Țiclen pe adresa personală de e-mail costibrănescu@yahoo.com, mi s-a răspuns că nu există o hotărâre de Consiliul Local cu această denumire. Tot aici specifică faptul că cea mai apropiată denumire de ceea ce solicitam eu este hotărârea de Consiliul Local 94 din 2-11-2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice a investiției, realizare drum acces și parcări locuințe P+4, anexată la adresă, suprafața de teren de 2150 de metri pătrați este aferentă centrului de festivități Țiclen și este obținută în urma adresei cu numărul 13186 din 2016, transmisă către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin care se solicită și se obține avizul conform cu numărul 10532 din 15.09.2016 al Ministerului Educației Naționale pentru schimbarea destinației clădirii, care a avut funcționarea cantină în suprafață totală de 943,1304 metri pătrați și a unei suprafețe de teren aferent clădirii de 2150 de metri pătrați din totalul de 15.935,46 metri pătrați aparținând Liceului Tehnologic Țiclen, situat în orașul Țiclen, strada Petroliștilor numărul 710 Gorj, din spațiu de învățământ în spațiu pus la dispoziția primăriei orașului Țiclen în vederea amenajării unui centru de festivități. În avizul cu numărul 10532 din 15.09.2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice se specifică clar că spațiul pentru care se solicită schimbarea destinației este separat de restul imobilului în care se desfășoară activități instructive-educative, accesul realizându-se în mod distinct pentru unitatea de învățământ, pentru cantină și pentru cămin. Cele trei incinte vor fi delimitate prin împrejmuire. Împrejmuire care nu există, spune domnul Brănescu. Nu știu cum vă sună dumneavoastră faptul că asfaltarea parcării de lângă centrul de festivități coincide cu data când a avut loc nunta fiului său, având în vedere împrejurările în care s-a făcut asfaltarea. Vom vedea în continuare ce spune domnul primar Constantin Radu de la Țiclen legat de această acuzație. Mai spune domnul Brănescu, în discuția preliminară pe care am avut-o, că ați făcut parcare din bani publici pentru nunta băiatului dumneavoastră și îmi amintesc cu ocazia asta că scriam despre fostul primar de la Țiclen că și-a făcut cort pentru nunta fetii, parcă dacă nu mă înșel,
Și chiar am zâmbit când am auzit pe domnul Brănescu, m-am gândit că a stat-o pe urmele fostului primar Mureanu. Da. Cu genul ăsta de servicii, autoservicii. Această parcare și drum acces... Spunea dumneavoastră că nu aveți hotărâre de Consiliu, da, acolo, că ați făcut-o da, abuziv. Acolo fără, vreau să ajung. Fără hotărâre de Consiliu. Da. Această parcare a fost făcută, s-a început proiectarea în 2017, iar eu nunta am făcut-o în 2018, în septembrie. Da, putea să o faceți, că știați că se însoară băiat, de exemplu. Păi, da, bine mi-ar fi putea să știu că nu se însoară. Nunta am pus-o cu 3 luni înainte de... A fost proiect făcut din 2017. Și chiar nu văd ceva nebenefic în dacă s-a nimerit că fac eu o nuntă, am făcut asfaltul ăsta pentru o zi, se poate așa ceva. Ăsta rămâne pentru toată lumea. Bun. Există proiect autorizație și hotărâre de Consiliu? Bineînțeles. Și domnul consilier Brănescu ar trebui să știe că e consilierul orașului, ales de populație, este hotărâre din 30.03.2017, îi dau și numărul 94, are hotărârea. Mai avem două probleme pe care dorim să le tratăm în această emisiune panoramic, legate de aceste șicanări între consilierul local Constantin Brănescu și conducerea primăriei Țicleni și chiar angajații primăriei Țicleni. Domnul Constantin Brănescu a făcut foarte multe solicitări în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Era dreptul dumnealui și a oricărui cetățean. Primăria spune însă că a făcut foarte multe și că a blocat activitatea multora dintre angajații care se ocupa numai cu răspunsurile către domnul Brănescu. Dar la rândul lor ei îl acuză pe domnul Brănescu, pe lângă faptul că îi sufocă cu aceste solicitări și de faptul că le-ar fi editat și transmis în timp ce era la serviciu. Asta pentru că, așa cum reiese din documentele pe care mi le-au pus la dispoziție, tot în baza legii 544/2001, transmiterea respectivelor solicitări coincide oarecum, putem spune, cu momente în care domnul Brănescu ar fi putut să fie la locul de muncă. Dânsul lucrează la complexul energetic Oltenia și cei de la primărie spun că mare parte dintre ele sau o parte dintre aceste solicitări sunt transmise de pe mailul personal într-adevăr al domnului Brănescu, dar în timpul programului de lucru. Vom vedea care este punctul de vedere al domnului Brănescu și bineînțeles după aceea al domnului primar legat de acest subiect, dar pentru a ne edifica asupra lui, am considerat că este cazul să cerem un punct de vedere complexului energetic Oltenia, pentru că primăria Țiclenii nu ne-a putut prezenta răspunsul complexului, întrucât, așa cum dumnealor susțin, nu l-au primit nici până acum, deși este transmis din luna ianuarie, dacă nu mă înșel, oricum a trecut mult peste termenul legal de 30 de zile în care ar fi trebuit să răspundă. Nouă ne-a răspuns complexul energetic Oltenia, mult mai repede decât primăriei, dar nu este foarte clar răspunsul, însă important este că l-am primit. Am întrebat dacă s-a răspuns adresei venită din partea primăriei, înregistrată la complexul energetic Oltenia, iată, în 231 din 31 ianuarie, iar dacă nu s-a răspuns, care este motivația? Și răspunde complexul Oltenia, în urma adresei primite din partea primăriei orașului Țicleni, conducerea CEO a dispus constituirea unei comisii de analiză a aspectelor prezentate. E foarte bine că constituit această comisie, dar ăsta nu este un motiv de a nu răspunde în termenul legal de 30 de zile.
Chiar și acest răspuns putea să-l trimită primăriei Țiclen, deși nu este relevant. Una este măsurile pe care le ia în intern, alta este răspunsul pe care de altfel mi-au putut să mi-l dea. Care este funcția ocupată de angajatul CEO? Am mai întrebat, mai puțin important, este inginer la CEO. Care este programul de lucru al angajatului Brănescu Alexie Constantin, cu precizările început, final de program și pauză de masă? Pentru că am dorit să știm dacă ora la care s-au transmis aceste mail-uri de către domnul Brănescu coincid cu timpul programului de lucru, așa cum susțin cei de la primăria Țicleni. Și am aflat cu stupoare, dragi telespectatori, că programul de lucru este de 8 ore, da? În intervalul 8-16, cu pauză de masă în intervalul 12-12-30. Deci, tragem concluzia că la Complexul Energetic Oltenia, programul de 8 ore are 7 ore jumate. Și mai are o zi de pe lună pentru activitate sindicală, este dreptul sindical, aici nu avem nimic de obiectat și nu este oricum vina domnului Brănescu că lucrează 8 ore în 7 ore și jumătate. Așa face Complexul Energetic Oltenia, societate cu capital integral de stat, așa vă spunem și noi, sau cel puțin așa ne-au scris aici și eu cred că așa și este. N-am verificat fizic, dar este un răspuns oficial al Complexului Oltenia. Cât despre întrebarea dacă Brănescu Alexie Constantin a fost prezent la serviciu și dacă a fost prezent între ce ore în următoarele zile, și am precizat zilele în care ar fi coincis ora la care a transmis solicitări pe legea 544 către primăria Țicleni, care păreau să fie în timpul programului de lucru, și anume este să le numărăm câte sunt, una, două, trei. Eu am scris aici datele în care am presupus eu că ar putea să se fie aflat în timpul programului. Sunt una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Răspunsul Complexului Energetic Oltenia, conform prevederilor legale în vigoare, pontajele sunt documente interne ale societății și nu intră în categoria informațiilor publice. În ceea ce privește situația salariatului Brănescu Alexie Constantin, din punct de vedere al evidenței timpului lucrat, aceasta face obiectul unei analize interne. Ne bucurăm că Complexul Energetic Oltenia a început să facă o analiză internă, ceea ce este și corect, n-avem nicio problemă cu domnul Brănescu, doar am vrut să ne convingem cine minte. Minte primăria sau minte domnul Brănescu? Să se mai informeze, prima dată trebuie, cum face la 544 aceste adrese la primărie, chiar ne-a blocat într-un moment dat, ne-a dat și în judecată pe această cale că nu i-am dat răspuns și a angajat avocați, ne-a câștigat cu 4 procese unde trebuie să-i dăm câte 1 milioane de fiecare proces. El în loc să aducă bani publici, bani vechi, da. 800 lei bani noi. În loc să aducă bani la primăria Țicleni, el scoate banii să plătească avocații pe legea 544, care prevede acolo accesul liber la informații. E consilier păi local. Păi că plătește dumnealui avocații. Păi plătește, dar a pierdut primăria, bineînțeles, primăria. Păi, dacă în dar mă să plătiți dumneavoastră ca persoane fizice, că n-ați... Nu, că eu reprezint o instituție și eventual dacă plătesc subordonații care n-au dat în termen aceste adrese. Ceea ce tot nu e bine. Ceea ce tot nu e bine... Dar de ce n-au dat în termen? Dar eu vreau să... S-au făcut față la câte solicitări sunt? Exact, exact. El toată ziua la serviciu le clădește, se uită pe la toate primăriile, că mi-a venit o adresă și cu primăria Motru, a uitat să scrie primăria Țicleni. Toată ziua se uită la celelalte, până la ora 3 le creionează și la ora 3 jumate, când se apropie să plece acasă de la serviciu, le dă drumul la noi, la primărie, și ne cere tot felul de chestii. Da, asta e acuzația dumneavoastră față de dumneavoastră. E acuzația mea și mi-o asum. I-am spus și lui soprusul că... I-am spus și pe dumneavoastră că este acuzat de asta și bănuiesc că a aflat că
Ați făcut și o adresă oficială către CEO. V-a răspuns CEO până la urmă? Nu mi-a răspuns până acum. Domnul Brănescu ne-a afirmat că nu a făcut nicio solicitare de acest gen. Nu le-a editat și nu le-a transmis în timpul programului, ba mai mult că ar fi... Asta ce ne-a răspuns verbal, pentru că ce ne-a răspuns în scris am să vă spun imediat. Ne-a spus verbal că nu le-a transmis în timpul programului de lucru, ci le-a transmis seara acasă, dar a pornit, a oprit datele mobile ale telefonului și a lăsat să pornească datele mobile în timpul programului a doua zi pentru ca cei de la primăria Țicleni să primească solicitările în timpul programului de lucru. Mă îndoiesc că s-ar fi apucat să le citească seara, dacă dânsul le-ar fi trimis seara, dar asta contează mai puțin. Ce mă miră pe mine este faptul că eu nu le-am cerut celor de la Complexul Energetic Oltenia să-mi spună, să-mi comunice pontajul, da? Ci doar i-am întrebat dacă dumnealui a fost la lucru în anumite zile. Nu mi-au răspuns. Îmi pare rău, poate că dacă mi-ar fi răspuns, mi-aș fi dat seama dacă dumnealui a fost cumva în concediu sau, știu eu, liber sau și-ar fi luat câteva ore libere sau altceva exact în momentul în care transmitea aceste solicitări, dar odată ce dumnealui îmi spune că a oprit datele mobile seara și le-a dat drumul în timpul programului a doua zi, pot să înțeleg că era totuși la lucru, doar că nu a folosit timpul, spune dumnealui, efectiv pentru asta, ci doar a dat drumul la datele mobile de pe telefonul personal, iar informațiile le-a transmis de pe mailul personal. Ce spune dumnealui în scris? Bine, aici o să vedeți și în documentul afișat pe ecran. Dumnealui a mai făcut și niște acuzații, n-am să spun decât una singură, care puteți să o verificați oricare dintre dumneavoastră, se poate verifica dacă este reală sau nu, dar pe mine m-a distrat și de asta am zis să o las. Celelalte le-am barat cu negru pentru că sunt acuzații, nu sunt răspunsuri la întrebarea pe care am adresat-o. Dacă dumnealui și cu domnul primar ar fi fost aici alături de mine în studio, puteam să discutăm și să... La fiecare întrebare să fie un răspuns. În cazul în care dânsii au refuzat invitația în studio în direct sau măcar înregistrat, dar față în față să fie dumnealor, nu am decât să cenzurez o parte din informații care reprezintă noi acuzații, dar putem să facem o altă emisiune panoramic, poate tot așa, poate cu dumnealor de față. Vedem. Răspunsul numărul 6 la solicitarea legată de modul în care domnul Brănescu a trimis solicitările pe 544 pentru legea transparenței. Spune domnul Brănescu așa: primarul Radu a afirmat că trimit zilnic adrese la legea 544 pe 2001 și 50% din angajații primăriei lucrează pentru mine și cererile mele depuse în baza legii 544 din 2001 și că trebuie să-mi răspundă că așa e în România. Greșește domnul primar, angajații primăriei ar avea suficient timp și pentru cererile mele și pentru comunitate dacă ar vrea. Să le amintesc câte postări au pe un site de socializare în timpul programului. Iată. Restul acuzațiilor nu le mai spun. Pentru știința domnului primar, aflați că în toată lumea există legi care asigură transparența în administrația publică. Știu că este supărat că datorită legii 544 am putut să aflu și eu și locatarii iar multe lucruri care nu le pot da acum citire pentru că ar presupune din nou investigații și luarea de declarații și puncte de vedere mai precis că noi nu suntem instanță să luăm declarații. Bun, și continuă domnul Brănescu în concordanță cu întrebarea pe care am adresat-o. Așa că înțeleg de unde vine supărarea că solicit informații publice. Eu respectivele informații nu le-am cerut pentru mine, ci pentru cetățenii care mi-au acordat votul de încredere și pe care îi reprezint, cetățenii ce trebuie să fie informați cu privire la activitatea primăriei. Foarte corect.
Am trimis un număr de 33 de cereri la legea 544/2001, spune domnul Brănescu, din anul 2018, după cum urmează 6 cereri în anul 2018 și 27 de cereri în anul 2019. Domnul primar dezinformează când vorbește la televizor că eu trimit adrese zilnice la primărie și 50% din angajații primăriei lucrează pentru mine și cererile mele depuse în baza legii 544 din 2001. Și mai avem o singură întrebare. De ce consideră că acțiunea dumneavoastră, adică a domnului Brănescu, de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pentru transformarea orașului în comună, nu este benefică localității și sau cetățenilor? Haideți să vedem, domnul Brănescu mi-a dat două pagini aici, este foarte mult. Încercăm să sintetizăm din punctul dânsului de vedere. Despre acțiunea mea de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum pentru transformarea orașului Țicleni în comună. Am demarat acțiunile necesare organizării unui referendum pentru trecerea localității Țicleni de la statutul de oraș la statutul de comună, deoarece nu mai putem locui într-un oraș fără rețele de canalizare și elemente de infrastructură rutieră și de utilități specifice zonelor urbane, nu mai putem accepta condiții ca la țară și impozite ca la oraș. Avem dreptul la demnitate și la un trai pe care să ne-l putem permite. Principalele efecte benefice ale concretizării unui astfel de demers sunt diminuarea nivelului fiscalității și ușurarea sarcinii fiscale pentru un număr semnificativ de persoane, redimensionarea aparatului administrației publice locale și reducerea cheltuielilor cu funcționarea administrației publice locale din Țicleni, posibilitatea accesării de surse de finanțare specifice mediului rural, atât pentru sectorul public, dar și pentru cel privat, prin atragerea de programe de finanțare pentru dezvoltarea localității, impozite și taxe locale mai mici, ceea ce înseamnă un grad de colectare mai mare a veniturilor pentru bugetul local, taxe și impozite locale mai mici pentru terenul agricol, pentru cei care încă mizează pe agricultura de subzistență și vor să dezvolte acest domeniu de activitate. Accesarea de fonduri europene prin AFIR pe măsura 3.2.2 pentru rețele de apă, canalizare și reabilitarea unităților de învățământ. Administrație redimensionată la nivoile reale ale localității și mai eficientă prin selecția, promovarea și păstrarea profesioniștilor în administrație. Deschiderea viitoarei comune către implementarea unor proiecte pentru dezvoltarea sectorului agricol și a micilor întreprinderi prin accesarea de programe specifice naționale și europene. Un nivel suportabil al traiului de zi cu zi prin adaptarea administrării localității la posibilitățile materiale curente ale populației, negocierea unor prețuri adecvate la serviciile de canalizare, apă, salubritate, oferirea de servicii de consultanță de către autoritatea locală pentru inițierea de proiecte în agricultură, zootehnie, IMM-uri specifice zonelor rurale și altele. Domnul Brănescu strânge semnături pentru transformarea, pentru realizarea unui referendum ca cetățenii să fie întrebați dacă mai vor ca orașul Țicleni să fie oraș sau să se întoarcă la statutul de comună. Și spune dumnealui, a dovedit de altfel, a arătat și pe Facebook și acolo unde a mers și a susținut punctul de vedere în presă, că taxele care le plătesc cetățenii din Țicleni, fiind oraș, sunt mai mari decât la comună, ceea ce dacă este să o luăm pe grila de taxe de la statistică și de la cei care stabilesc prin lege impozitele, e logică. Întrebarea este dacă, care sunt taxele comparativ cu localitățile din zonă, la dumneavoastră, și spune dumneavoastră că condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească un oraș, de exemplu, și m-am gândit eu la spital, nu știu dacă dumneavoastră a făcut afirmația asta, sigur, de exemplu, nu există spital în Țicleni. Sau? Am făcut și o adresă la Ministerul Sănătății pentru această problemă. Am zis măcar un staționar, cum a fost odată, cu cel puțin vreo 30 de paturi. Da. Ați avut aici la Țicleni? Da, am avut pe timpurile trecute, dar tot la fel, din lipsă de medici s-a desființat. Eu o să mai intenționez, o să mai fac adrese, dacă ni se aprobă, pentru noi
E un plus pentru cetățenii orașului. Și să le întoarcem la taxe, cele pe care le invocă domnul Bărănescu pentru a convinge oamenii să semneze pentru referendum. Da. Plătesc oamenii mult mai mult decât dacă ar plăti, dacă sunteți comuna? Nu e adevărat. Orașul Țipleni împărțit în zone, zona centrală se plătește puțin mai mult, după aceea până la periferie se împart în A, B, C, până... Dar ce vreau să vă spun? Că spune că lipsă de utilități. Se lucrează la o proiectare de canalizare în tot orașul unde a mai rămas nefăcută și în 2020 o să se apuce chiar de lucrări. Avizele sunt luate pentru acest proiect, urmează să primească, să semneze finanțarea banii cu fonduri europene. Fonduri europene. Aici vreau să fac o remarcă, dacă Țiclenul ar trece la statut de comună, toți banii aceștia care s-au folosit din fonduri europene, cum sunt anvelopare blocurilor, canalizarea, unde sunt foarte mulți bani, că noi suntem în operatorul ăsta regional, unde nu suntem incluși numai noi orașul Țicleni. Suntem patru orașe, Târgu Jiu, Motru, Bumbeștiu și noi, și Cărbuneștiu, cinci orașe. Plătim toți banii aceștia pe fonduri europene la toate orașele, că suntem într-un operator regional, de aici ce regional. Eu cred că populația trebuie să gândească foarte bine la ce se vorbește. Și al doilea rând, toate documentele, toate titlurile, începând de la carne de conducere, buletine, toate trebuie să fie schimbate. Iar statutul de comună, cum vrea Brănescu, că mai dă afară din funcționari, nu e adevărat. Funcționarii sunt la numerul populației, nu la că e oraș sau comună. Orașul... Poate salariile vor fi mai mici la angajații primăriei. Tot în raport de populație. Și primarul localității are salariul în raport de locuitorii comunei. Da. Poate există două grile, adică una e pentru comună la o anumită valoare, alta la, ca și mărimea salariului. Nu, în funcție de populație. De la 2.000 la 3.000, de la... Nu în funcție de gradul de localitate. Nu e în funcție de grad de localitate. Și vreau să spun că bugetul la o comună, bugetul de stat care îl primim la o comună, e mult mai mic decât la un oraș. Vă referiți la cotele distribuite la nivel central? Bineînțeles. Atunci, cu siguranță, ar trebui impozitele mărite să se ajungă la standardele, măcar de... Nu să mai construiești ceva, să întreții ce s-a făcut. Cum cresc la dumneavoastră impozitele? Le-ați mărit? Sunt la maxim, la minim, față de cât permite legea pentru impozitul la nivel de oraș? Vreau să vă spun că în 8 ani de zile nu le-am mărit absolut deloc. Nici inflația. De exemplu, acum funcționarii de la taxe și impozite trebuie să-mi aducă în ședința de Consiliu în fiecare an, în luna mai, mărirea de inflație. Eu nu o să măresc nici această inflație, o să las impozitul cum a fost anul trecut și cum am lăsat în acești 8 ani de nu s-a mărit absolut deloc. Aceasta a fost emisiunea de astăzi Panoramix. Sunt Aura Stoianescu. La revedere!